Păi, Mirona, uite că tu ești din America și ai mai multă experiență. Care e faza asta cu cultura woke? Au început și noi, la noi, România, să lupte minoritățile pentru drepturile lor, că, din ce am înțeles, sunt mai multe genuri decât masculin și feminin, aparent. Message. N-am învățat despre asta la școală. Care e părerea ta? Ce se întâmplă acolo? Că lucrurile astea sunt influențe vestice, bănuiesc. Sau nu știu. Da, părerea mea despre acest concept cultura woke e că nu, mă rog, nu știu de unde a pornit, nu știu dacă a plecat din vest sau de unde a venit și unde se duce. Dar părerea mea personală e că, și nu știu dacă e corect să spunem că sunt mai multe genuri, poate oamenii vor să-și apropieze mai multe tipuri de pronume. Aici discuția e un pic de dezbatere. Da, Dar. asta cu pronumele, da, am înțeles, poate unii se simt lezați că, nu știu, au avut un anumit nume sau oamenii se adresau într-un anumit fel, dar de a schimba cum organizează un stat actele, mie mi se pare mult de a fi, cum să zic tu, nivelul tău individual de adresare să conteze atât de mult, mai mult decât drepturile tale la nivel individual. Din punctul meu de vedere, toată lumea are dreptul să facă și să-și trăiască viața în felul în care își dorește, atâta timp cât nu încalcă limitele celuilalt. Și, din nou, aici e o discuție destul de filozofică despre unde se termină limita ta și unde începe spațiul celuilalt și așa mai departe, dar cred că sunt niște chestii destul de ușor de identificat asta cu limitele fiecăruia. Deci, din punctul meu de vedere, fiecare să facă ce vrea cu viața lui, să-și trăiască viața așa cum își dorește, nu mă interesează. Unde trag eu limită, ca să zic așa, din capacitatea mea de a înțelege și de a fi open cu toată lumea, este momentul în care cineva cumva cade în extrema opusă, unde are niște așteptări absurde, și asta poate fi extrapolat la orice percepție despre viață, societate și cum interacționăm ca și oameni, dar specific despre discuția asta, linia mea e unde oamenii se simt jigniți personal și devin extrem de recalcitranți cu interacțiunile unde străinii li se adresează cu pronume pe care ei consideră că nu le sunt proprii sau nu le sunt adecvate. What's up, girls? Can I get your Snapchat? No. Can I get your Snapchat? Why are you in the women's Because bathroom? I am a woman. Are you assuming my gender? Cancel. Ai întâlnit astfel de oameni? Din fericire, nu. Din fericire, nu, deși trăiesc în ceea ce lumea poate crede că e woke central, în America, Deci unde. asta, practic, ce vedem noi cu jignirea, asta e o hiperbolizare sau e pur și simplu că... Da, cred că lumea exagerează acolo. Și mi se pare că, din nou, e în regulă să vrei să push the boundaries și să vrei să deschizi mințile altor oameni, să-ți înțeleagă oamenii drepturile și să lupți pentru drepturile tale. Și sunt de acord că există o minoritate care pentru mult timp istoric și-a avut drepturile îngrădite și limitate și așa mai departe. Și sunt total de acord să luptăm pentru drepturile oamenilor ăstora ca să-și poată trăi viețile așa cum își doresc, atâta timp cât nu deranjează pe nimeni, dar unde devine nociv și toxic această discuție e momentul în care oamenii împing limita asta mult peste nivelul de, din punctul meu de vedere, de decență sau sens comun. Adică nu pot să înțeleg o persoană care se simte jignită și devine recalcitrantă în momentul în care, dacă, de exemplu, mie mi s-ar întâmpla într-o interacțiune cu o persoană de genul ăsta în care m-aș adresa în mod obișnuit pentru că nu o cunosc într-o interacțiune spontană și ar deveni recalcitrantă față de mine cu, mă rog, jigniri și whatever, comentarii negative, doar pentru că are o așteptare ca ea, ca persoana respectivă, să fie privită și să fie adresată cu un anumit apelativ. Acolo mi se pare o exagerare Da, și un comportament toxic. asta nu înțeleg de ce nu. Dar, de fapt, aproape nicăieri în lume nu suntem educați chestia asta, că capacitatea ta de a te simți ofensat este ceva ce eu nu trebuie să respect Că ce atunci. vrei să zici? Că dacă cineva se simte jignit, ar trebui să acceptăm că se simte jignit? Sau. Nu, adică devii un om recalcitrant și să arăți o oarecare ostilitate către un om, mai bine îi explici.
Corect. Da, aici sunt de acord. Da, mi s-a... Prin asta mă refer când zic capacitatea ta de a te simți ofensat. Am înțeles capacitatea cuiva. Credeam că vrei să zici ceva interesant, că dacă cineva are dreptul să se simtă ofensat sau nu, și mă gândeam că oarecum și cu ideea asta sunt de acord, că obviously oricine poate să se simtă ofensat, știi, dar cred că e vorba, poate ce voiam să spun, ca să mă corectez sau să mă clarific, ce voiam să spun e că așteptarea mea de la o persoană de genul ăsta, care se poate simți foarte ușor jignită și that's totally fair, modul în care alege să reacționeze, poate e modul care mă deranjează, adică modul negativ de a reacționa e ceea ce mă deranjează, respectiv, cum vorbeam mai devreme, dacă în loc să explice și să clarifice, băi, uite, mie mi-ar plăcea să mi se spună așa sau să mă corecteze într-un mod politicos, ca să zic așa, ar fi super în regulă. Dar persoanele care se simt direct jignite și trec direct la nivelul următor de atitudine recalcitrantă, cred că acolo e, de fapt, problema. Da, uite, și altceva ce am mai văzut pe internet interesant și chiar vreau să te întreb, băi, m-am uitat și prin San Francisco am văzut, e chestia asta cu drag shows, bărbați care... treaba lor ce fac, nu e nicio problemă, dar am văzut că au început să arate chestia asta și la copii și în școli generale. This division is so shocking that we have to heavily blur it, but these are grown adults in bondage gear or in G-strings strutting around in front of tiny kids, infants, toddlers. The heavily sexualized... La toddlers, adică, băi, asta... Adică și pe stradă am văzut că era se filma o unică luptă pentru drepturile copiilor, erau pe lângă un par de copii. Eu, de exemplu, că dacă aș avea copii, eu m-aș simți destul de incomod să-l văd pe unul că se plimbă cu șleafă nu pe lângă un par de copii și să nu ia poliția măsuri, de exemplu. Bă, iar mă duci pe un teritoriu... Nu, eu te întreb, nu știu, eu nu... Minat! Mă refer în sensul că nu știu cât de sunt un 50-50, sunt undeva la jumate cu ce ai zis. Din nou, pentru că îmi doresc să cred despre mine că este o persoană deschisă care acceptă pe oricine cu limitele, până nu mă deranjezi pe mine, poți să faci ce vrei. Nu știu unde aș trage limită la discuția asta cu copiii, undeva, din nou, cred că exagerările e partea care mă deranjează cel mai mult. Asta ce ți-am zis, sunt exemple unitare și ce se arată media, da, adică... Da, nu, mă refer că ce mă deranjează în mod specific sunt exagerările și de o parte și de cealaltă și polarizarea asta la poluri complet opuse, știi? Adică din punctul meu de vedere, bă, trebuie să fie o cale comună cumva de mijloc între cele două. Da, sunt de acord cu, adică dacă e să vorbim despre, să zicem, indecent exposure, adică nu știu, să umbli la modul super expus fizic pe stradă sau să te super expui din punct de vedere emoțional și afectuos față de o persoană, nu știu, like, să te atingi, să te pupi pe stradă sau așa. Dacă vorbim strict de perspectiva asta, da, am părere acolo și am o limită unde zic, bă, mi se pare exagerat să-i văd pe ăștia că se pipăie pe stradă sau mi se pare exagerat, indiferent de sex sau de contextul relațional între persoanele respective. Mai ales în fața copilului. Versus, da, dar în general și versus faptul că versus contextul în care vorbim despre persoane de genul ăsta, da, care au alte orientări sexuale sau alte perspective despre sexualitatea lor și corpul lor și așa mai departe. Adică undeva la mijloc trebuie să fie o binare între cele două. Nu sunt de acord nici cu ideea că, bă, nu-mi duc copilul în parc, că sunt doi gay care stau pe bancă împreună sau se țin de mână, știi? Mi se pare un pic exagerată și chestia asta, pentru că, unul la mână, din punctul meu de vedere, copiii trebuie să învețe să înțeleagă lumea în care trăiesc în primul rând. Și ascunzându-le anumite lucruri până la o anumită vârstă, nu facem altceva decât să le creăm găuri în percepția lor despre realitate. Doi la mână, mi se pare că putem să folosim orice oportunitate de genul ăsta ca să învățăm și să educăm copiii respectiv să fie mai deschiși, să accepte lumea din jurul lor și să aibă capacitatea mai târziu să-și poată defini singuri, să poată alege și să-și definească singuri viața. Adică nu spune nimeni că dacă te uiți la cineva, la doi bărbați care se țin de mână, trebuie să, ca virgulă, copilul tău să dezvolte același tip de orientare sexuală sau să caute asta proactiv sau whatever. Adică, bă, există cum îl duci, să zicem, la magazin, da, și arăți sau îi dai mai multe tipuri de mâncare. Da, există legume, există carne. Aici este un lucru corect și foarte bun. Și atunci, că până la urmă, dacă să luăm așa, nu există o știință a moralității exacte, cum e corect. Matematica corect. Sau economia.
Da. Ideea e că limita asta a decenței, cine trebuie să o setezi? Persoana în cauză sau... Adică, uite aici, eu asta tot încerc și eu să înțeleg. Băi, oameni, cum ai spus și tu, și eu sunt de acolo, oameni să fie liberi, să facă ce vor, dar mie deja la un moment dat mi se par mai mult niște expuneri și poate oamenii sunt de fapt histrionici și vor să atragă atenția. Poate sunt narcisiști. Și mai zici tu mai devreme, în engleză, indecent exposure. Limita asta cine trebuie să o seteze? Că trebuie să o setezi tu care faci lucrul ăsta sau tu de pe cealaltă parte a baricadei? Că uite, aici apare problema și să zic tensiunea. Că tu în momentul care ești pe cealaltă parte, băi, nu e ok ceea ce faci, oamenii zic, gata, ai ceva cu mine, ești așa, ești, nu ne accept, ești ultima speță de om. Cred că motivul pentru care ies atât de mult la suprafață genul ăsta de fricțiuni și genul ăsta de polarizare între cele două poziții este pentru că trăim o perioadă în care aceste reguli societale se schimbă. Și părerea mea personală este că am trăit o perioadă din punct de vedere economic, social și ca și specie pe planeta asta, am trăit o perioadă foarte, cum să zic, foarte clar definită, cu anumite reguli culturale și societale foarte clare, prin educație, prin felul în care statul se organizează și așa mai departe, din toate perspectivele vieții sociale și economice, am trăit în cadrul unor reguli foarte clare. Și cred că trăim o perioadă de tranziție în care chestiile astea și, apropo de întrebarea ta, cine face regulile, până în momentul ăsta, cred că acest gen de reguli au stat foarte mult pe pilonii statului, ca să zic așa, adică statul să disemineze cultura, statul să disemineze educația și respectiv regulile morale prin legi și educație și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, cred că suntem într-o perioadă de tranziție cu privire la cine face regulile și cred că suntem într-o perioadă în care noi ca oameni suntem într-un punct în care avem un fel de disonanță cognitivă, adică nu ne e clar ce e corect, care dintre cele două talere ale balanței, ca să zic așa, e corectă și în același timp ne punem prin fricțiunea asta întrebarea cine ține talerele, adică cine face balanța, cine pune în balanță ce și cum decide să pună ce în balanță, știi? Și n-am un răspuns concret, nu știu cine ar trebui să ia această responsabilitate, pentru că până la urmă și tot ceea ce există și a fost creat, reguli, societate, stat și așa mai departe, creat de oameni. Sau inevitabil la sfârșit, tot oamenii vor decide chestia asta. Cum sau cum vom decide noi, pe cine punem acolo ca să ia decizia, iar e o chestie de tranziție. Da, deci momentan fiecare decide pentru el singur care este limita. Da, cred că da și cred că în realitate toți facem asta. Adică în realitate oricum făceam asta by default. Mai citeam acum niște chestii așa prin America, nu știu dacă sunt reale sau nu, chestia asta cu diversity quotas, că oamenii în mediul ăsta academic trebuie să fie de un anumit gen, să aibă, nu știu, o apartenență religioasă, trebuie să fie de culoarea pielii, nu știu cum, și în funcție de asta sunt unii primiți în unele poziții academice, pe altele nu. Asta este o chestie reală. Biodiversity quotas hurt minority groups in the first place. Diversity quotas are the main factor that irritates the majority and humiliates the minorities. Whenever a company sets its diversity goal or simply introduces diversity quota, it sends a message to all of its employees that from now on, people from certain category will have preferences in hiring and promotion. The fact that certain minorities cannot advance in the workplace can be explained by only two reasons. Reason number one, their skills and abilities are weaker than those of the rest of the team. And reason number two, the company is unable to create fair and transparent conditions for hiring and promotion. Even if the second reason is the case, the company will hardly ever recognize it. This makes everybody think
that the minority representatives are generally weaker than anybody else. Therefore, instead of favoring minorities, companies should focus on creating fair and transparent conditions for everyone and accept the results of their hiring and promotion as they are. Din experiența ta din America. Nu știu cât de... Eu nu m-am lovit din fericire sau din nefericire, nu m-am lovit de genul ăsta de adică interacțiuni în SUA. De ce ziceau ăștia, acum nu știu dacă este real sau nu, dacă ești bărbat, white și straight și vrei să lucrezi în mediul academic, ești cam adio, că nu ai diversitate și nu poți să-ți găsești o poziție. Dar nu știu, mie mi se pare fals, de exemplu. Da, da, nu știu, mi-ar plăcea să văd cum e perspectiva unui bărbat alb și straight. Ar fi super interesant. Ca femeie e mai complicat. Dar dar adică... nu știu dacă, da, exact, nu știu dacă e un exemplu era real, dar să zicem ipotetic vorbind, dacă s-ar ajunge la o chestie de genul ăsta, iar ar fi o exagerare a manifestării acestui element. Societatea vrea să fie mai inclusivă, societatea vrea să ajute persoanele care sunt într-un anumit grup discriminat sau whatever și să-i ajute să le dea o oportunitate. Care și se poate, da, dar se poate ajunge iarăși la o exagerare din perspectiva asta, unde ajungem să dăm partea la altă, unde avem situații în care promovăm sau împingem în față anumite persoane în roluri din punct de vedere funcțional. Deci ajungem să fim o societate care nu e bazată pe meritocrație. Meritocrație, da. Corect. Și să împingem anumite persoane într-un rol funcțional doar din perspectiva altor calități decât competențele lui. Și iar cine decide ce e corect și cum e corect, vom... Da. Doar să trăim și vom afla. Noi și ca să tragem așa o concluzie la acest video, noi am lansat mai multe ipoteze și am avut o discuție. Băi, chestia asta cu acceptare și celălalt și loc e un lucru bun din ce mi-ai spus și tu și am știut și eu, e un lucru bun, dar poate să se ducă în zona cealaltă, să fie ceva nasol. Momentan este ca la ruletă, bila încă se învârte pe ruletă și nu știm unde cade. Corect. Ce să vă zic, dragii mei, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați să dați un like, share și subscribe la Narativ Fan. Follow pe Instagram Narativ Fan. Follow pe Instagram Mirona.